Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Urmăriți canalul de YouTube al revistei Timpul, un canal cultural în care ne-am gândit să aducem în fața dumneavoastră personalități culturale românești și nu numai. Înainte de a vă prezenta invitatul din acest moment, să facem câteva precizări importante pentru dumneavoastră. Opera Națională București a încheiat stagiunea centenar, a încheiat în fanfar, a fost un festival cu 9 instituții culturale invitate la București în cadrul Bucharest Opera Festival, a fost și un spectacol de dans între două lumi în care ați putut vedea dansatori din România și Ucraina pe aceeași scenă, pe scena Operei Naționale București. Stagiunea centenar ONB a avut 4 premiere naționale, o premieră internațională mondială, 2 spectacole extraordinare cu Otello dirijate de Cristian Badea și multe alte lucruri pe care le vom detalia împreună cu domnul Daniel Jinga, directorul general Operei Naționale din București, care este invitatul nostru la întâlnirile de pe canalul de YouTube al revistei Timpul. Bun găsit, domnule director! Mulțumesc pentru invitație. Domnule director, cum ați gândit stagiunea centenar? Dumneavoastră ați devenit director general interimar în martie 2021 și aveați în față cei 100 de ani de când Opera Națională București funcționează. Cum ați gândit stagiunea centenar și câte lucruri ați reușit să le transpuneți în fața spectatorilor? E mult spus, am gândit stagiunea centenară. Tocmai asta este și lucrul foarte frumos. Ea s-a născut într-un mod firesc și organic, dintr-un entuziasm pe care toți artiștii Operei Naționale l-au avut cu privire la acest an. Și dintr-un entuziasm la care au fost chemați și colegii noștri din țară și toate forțele decidente din România. Și cred că așa trebuie să se nască lucrurile mari. Ele pot și trebuie să fie programate, dar în final ceea ce contează cel mai mult este această dorință comună de a face ca lucrurile să se întâmple. Să ne gândim în momentul în care nouă ne-a venit ideea de a organiza o stagiune centenară, ne aflam în martie 2021, era sfârșit de pandemie. Eu fusesem numit director interimar pe 27 martie, iar pe 1 aprilie deja sărbătoream 100 de ani de la instituționalizarea Operei Naționale Bucureștene, care s-a întâmplat în 1 aprilie 1921. Deci practic am schimbat, cum se spune, roțile din mers și am început să gândim lucrurile și am plecat de la niște idei fundamentale. Una dintre ele era aceea de a ne cinsti istoria și de a ne cunoaște istoria, pentru că pandemia în acel moment nu ne permitea să scriem noi istorie și atunci vedeam jumătatea bună a paharului, aceea de a aduce în fața publicului ceea ce a însemnat în acești 100 de ani Opera Națională Bucureșteană. La acel moment, să ne amintim, aprilie 2021, jucați cu spectatori, jucați cu acele restricții de 30% sau nu jucați? Erau pendulări, erau spectacole hibrid, erau când cu restricții de 30%, când cu restricții de 50%. Regulile se schimbau de la o săptămână la alta în funcție de gradul de infectare. Și noi eram deja obișnuiți să ne adaptăm. La acel moment nu aveați nicio certitudine ce veți juca peste o săptămână, cu sala plină sau cu sala pe jumătate, nu exista nicio certitudine. Nicio certitudine. De aia noi ne-am gândit această stagiune centenară începând cu 1 octombrie 2021. Și atunci a început entuziasmul. Entuziasmul însemnând că am invitat mari artiști români plecați în străinătate, am invitat artiști mari din străinătate care să vină, am gândit o stagiune pe care, bineînțeles, n-am putut să o respectăm 100% și noi ne-am dorit să o respectăm și am afișat stagiunea pe un an întreg, numai că anul fiscal în România nu corespunde cu anul artistic pe care noi îl promovăm la ONB. La noi o stagiune începe la 1 octombrie și se încheie la sfârșitul lunii iunie. Ori asta ne prinde, de fapt, în 2 ani
fiscali și asta e o problemă, că trebuie să faci alocările bugetare în așa fel încât să poți să semnezi un contract din timp și noi, spre exemplu, dacă am afișat o stagiune pe 1 octombrie 2021, noi nu puteam semna contract cu artiștii care cântă în 2022, că ei intrau pe alt buget și pe altă alocare bugetară. Bun, și în cazul ăsta era doar un gentleman agreement exact. Cu acel artist sau cu acea artistă? Cu câteva excepții, cu câțiva artiști care, din punctul meu de vedere, nu au fost serioși și cu câțiva artiști care chiar au avut probleme obiective. Mulți dintre ei chiar s-au infectat cu COVID cu o săptămână înainte sau câteva zile înainte și atunci trebuia să-i schimbi, n-aveai ce să faci. Deci cu aceste puține excepții, toți artiștii pe care noi i-am contactat și cu care am bătut palma și au ținut promisiunile. De fapt, vreau să revin la această idee și nu sunt modest fals. Este chiar meritul anului centenar și a Operii Naționale, aceste instituții pe care o avem în spate, o instituție cu foarte mare greutate. Nu noi alegem momentul în care ne naștem, nu noi alegem unde să ne naștem și nu noi, această generație de muzicieni pe care eu vremelnic i-am păstorit, așa s-a întâmplat în anul centenar, nu noi am ales să se suprapună anul centenar, 100 de ani de la înființarea operei, peste activitate sau peste vârful activității noastre. Și atunci, dacă acest lucru s-a întâmplat, noi am căutat să tratăm cu o seriozitate maximă momentul istoric pe care îl trăiam. Și de fapt tot acest succes al stagiunii centenare, pentru că este un mare succes, cred că este conjunctural, este firesc, este organic și se datorează faptului că am luat în serios această provocare istorică și n-am vrut să treacă pe lângă noi acest an fără să dăm maxim din ce putem face. Da, vreau să vă întreb, ați spus că ați făcut o listă cu artiști invitați, cu regizori invitați, cu dirijori invitați și din această listă probabil 90% au venit și s-au prezentat pe scena Operei Naționale. Într-adevăr, interviul facem pe scena Operei Naționale și în spate se vede sala. Spuneți-mi, ei au venit, că poate lumea e interesată, ei au venit pentru Opera Națională din București, au venit pentru Daniel Jinga sau pentru că și onorariile erau pentru stagiunea centenar la un nivel, să spunem, european? Au venit în primul rând pentru Opera Națională. Nu cred că a venit cineva pentru Daniel Jinga, pentru că nu pot să compari nu personalitatea mea, nici măcar personalitatea unui mare, mare artist de cotă internațională nu poate fi comparată cu personalitatea unei instituții ca Opera Națională București. Și atunci toți au venit pentru ONB. E adevărat că și onorariile au fost pe măsură și firesc să fie așa, pentru că e zona excelenței și o zonă unde negocierea trebuie purtată, pentru că e vorba de bani publici, trebuie purtată cu seriozitate și transparență, dar în același timp ea nu poate fi purtată în termenii și cluul în care se poartă o negociere comercială în alte zone decât cele artistice. Adică trebuie o eleganță a negocierii, mai ales că am invitat artiști care aveau multe alte opțiuni, aveau unde să cânte și renunțau la alte proiecte pentru a ne onora stagiunea centenară. Am văzut că în informațiile de presă pe care le-ați difuzat, după stagiunea centenară ați avut cele mai mari încasări din toată istoria Operei Naționale București și că v-ați asigurat multe resurse proprii. Ce înseamnă a avea resurse proprii la o operă care e finanțată de stat, totuși, prin Ministerul Culturii? Eu cred că noi suntem datori să facem fonduri proprii și eu cred că nu trebuie să stăm cu fundul pe un scaun, fericiți că avem oricum o finanțare asigurată și asta e un lucru firesc. E firesc ca statul român să finanțeze instituțiile de cultură pentru că ele sunt un barometru al societății românești, al gradului de civilizație. Pe de altă parte, de fiecare dată când producem fonduri proprii și bani, noi riscăm foarte mult pentru că există o politică destul de nefavorabilă, aceea de a reduce anii următori finanțarea pentru instituțiile care fac fonduri proprii. Adică dacă există
un X, care înseamnă o sumă totală a finanțării, a bugetului unei instituții, acel X este format din Y și Z. Din Y, care înseamnă finanțat din bugetul de stat, și din Z, care înseamnă fondurile pe care tu le faci, din vânzare de bilete sau din sponsori sau din închiriere de sală sau din organizarea de eveniment. În momentul în care acest Z, adică fonduri proprii, crește, el nu crește mărind și X-ul, adică sumă totală. El crește micșorând Y-ul, adică finanțarea. Și în modul ăla, Așa e gândit, mi se pare o aberație, iertați-mă, domnule director. Și atunci managerii sunt tentați să nu lupte pentru a face fonduri proprii, pentru că ei, anul următor, or să aibă un buget total garantat, comparabil cu cel pe care l-au avut anul trecut, și atunci, în acel buget, vor fi estimate niște fonduri proprii la nivelul celor pe care le-a realizat deja, adică mari, se va lupta să facă, nu, și va scădea subvenția. În mod normal, dacă ar fi subvenția aceeași și fondurile proprii estimate mai mari, exact cum au fost făcute, s-a reușit să se facă, atunci bugetul total ar crește și fiecare manager ar lupta să... Deci, stați un pic, că lucrul ăsta mi se pare foarte grav pentru o instituție de cultură finanțată. Dacă tu aduni bani pentru propria ta instituție, e foarte bine. Eu anul următor îți păstrez același buget și tu cu banii pe care îi aduni prin eforturi proprii, te dezvolți mai departe, inviți oameni din toată lumea să cânte pe scena operei. Așa mi se pare fericit ceea ce spuneți dumneavoastră, ține cumva de o aberație, iertați-mă. De ce să vi se scadă fondurile dacă sunteți activi și aduceți alte fonduri? Pentru că în macro, gândit, în macro, totul pleacă de la Ministerul Culturii, Ministerul de Finanțe, de fiecare dată trebuie găsite soluții de a face economii. În momentul de față, spre exemplu, se vorbește despre o scădere cu 10% a bugetului Ministerului Culturii. Asta ne va afecta pe toți într-un mod gradual. Adică eu nu o spun cu patimă, o spun cu realism și pot să înțeleg și partea cealaltă. Adică pot să înțeleg Ministerul Culturii sau Ministerul de Finanțe care trebuie să facă economii și care trebuie să ne încurajeze să facem noi cât mai multe fonduri proprii și să reducem subvenția. Eu doar vă spun că e un firesc și că nu am de gând să mă duc într-o zonă comodă. Nu am de gând, domnule director. Cum să se facă să se taie bugetul Operei Naționale din București cu 10% peste o lună, peste 3, peste 6 sau de la 1 ianuarie 2023, când Opera Națională București are niște rezultate, pune pe masă în fața publicului și în fața celor decidenților, pune pe masă Festivalul de Opere, pune pe masă Don Giovanni, pune pe masă premierele. De ce să se scadă bugetul? Păi nu suntem singura instituție mare de cultură din România care are rezultate foarte bune. Toți colegii au făcut eforturi și colegii, rezultatele noastre de la festival au în spate și eforturile colegilor noștri din țară. Deci, cred că dacă la un moment dat vom trece prin momente grele, financiar, le vom trece împreună. Adică, întotdeauna am fost așa și când eram elev la școală. Nu-mi plăcea să mănânc eu un covrig și altul să nu mănânce nimic. E important să trecem împreună și prin restricții și prin probleme financiare și le vom trece cu bine. Eu cred că cea mai mare bucurie este că salariile sunt garantate și că publicul vine la spectacole. De aia zic, această efervescență a anului centenar trebuie să continue și în următorii ani. Pentru mine asta e marea provocare și asta este marea greutate. Pentru că am avut acest vehicul imens, conjunctural, numit 100 de ani de operă. O bucurie pe care am trăit-o împreună. Și ea trebuie mai departe întreținută. Acest foc nu trebuie să se stingă. Pe care toate celelalte detalii sunt detalii. Pentru că atâta timp cât o instituție finanțată de stat are salariile garantate și poate să beneficieze de expertiza unor angajați care fac lucrul ăsta de foarte mult timp și cu foarte multă pasiune, restul cred că e doar chestie de organizare. Și dacă vom reuși să convingem decidenții și să ne mărească gradual bugetul în funcție de
fondurile proprii despre care ați vorbit, pe care trebuie să le facem, atunci vom face spectacole din ce în ce mai elaborate, din ce în ce mai frumoase, vom atrage public din ce în ce mai mult, dar să știți că nici asta nu e o garanție, pentru că domeniul artistic e un domeniu foarte interesant. Sunt valori care contează mai mult decât banii. Nu întotdeauna un spectacol foarte scump are un succes foarte mare, la fel cum nu întotdeauna un spectacol cu foarte mulți actanți, cu foarte mulți oameni pe scenă și în fosă, aduce veniturile cele mai mari. Pot să vă spun că am observat că vând titlurile, capodoperele vând. Am avut spectacole care au avut parte de dirijori foarte buni și de soliști importanți de talie mondială. Haideți, ați pomenit un dirijor și eu sunt foarte curios. Cum de-ați reușit să-l convingeți pe Cristian Badea să vină să dirigeze la ONB, prima oară la ONB, el cu o carieră internațională extraordinară? Care a fost argumentul lui Daniel Jing? Foarte simplu. Am reușit să-i ofer tot ceea ce a cerut. Și a cerut numai lucruri de bun simț, lucruri în concordanță cu idealismul său artistic. Lucruri după care s-a ghidat în întreaga carieră. A avut un număr de repetiții, a avut o anume componență a castului solistic, a avut o seriozitate cu care să tratăm evenimentul atât din punctul de vedere al repetițiilor, cât și al marketingului, al execuției finale. Și a fost o negociere și o discuție în termenii ăștia. De, practic, partea financiară, negocierea financiară a fost 10% din întreaga negociere asupra venirii sale aici. A fost mai concentrat decât asupra banilor, a fost concentrat asupra felului în care se vor întâmpla lucrurile. Și a venit, mi-aduc aminte că a venit la niște repetiții ale Orchestrei Operei Naționale și a văzut că se cântă mai bine decât credea, decât știa. Orchestra este mult mai bună decât în anii trecuți, e o orchestră întinerită, împrimenită și avem ambiția să facem una dintre cele mai bune orchestre din România. Chiar dacă e orchestră de operă, chiar dacă în mod normal cântă în fosă, ea trebuie să se supună unor rigori de acuratețe, de acordaj, de frazare, de articulație, precum o orchestră simfonică. Ăsta e și idealul pe care îl avem. Și maestru Badea a fost în sală, a văzut și a zis, cred că voi putea face performanță cu acest colectiv artistic pe care l-am auzit acum, hai să vorbim. Și au început discuțiile în ianuarie. Discuțiile s-au încheiat abia după producție. Adică am reglat acest mecanism fin până în ultima secundă. Și mi-am asumat asta. Nu e ușor. Nu-i comod. Dar nu trebuie să ne propunem să facem lucrurile comod, pentru că performanța nu se face cu comoditate. Mulțumesc pentru acest răspuns și realmente cele două seri cu Otello au fost încântătoare, s-au întâmplat în iunie. Sunt foarte curios din punctul de vedere al unui om care mai vine la teatru și care știe și la operă și care știe cât durează montarea unui decor, cât durează desfacerea unui decor, cât durează repetițiile. Cum s-a putut în 9 zile consecutive, în festivalul Bucharest Opera Festival, în 9 zile consecutive să fie pe scenă altă trupă, altă instituție, alt spectacol și să nu se producă niciun fel de defecțiune? Adică de încurcătura decorurilor, de întârzierea spectacolului, deci a fost totul ceas. Și îmi închipui că vin camioane cu decoruri, îmi închipui că durează, îmi închipui că unele instituții din țară care e invitate în festival au cerut și repetiție. Cum se reușește? 9 zile la rând. Obișnuim foarte des să criticăm angajații. Dar și e așa o chestie, un vânt al criticii, angajații de la stat sunt delăsători, sunt nepregătiți, sunt demotivați, leneși. N-am avut asta, părerea asta niciodată despre angajații Operei Naționale București și dacă aș fi avut părerea asta, n-aș fi venit aici, n-aș fi acceptat. Îi cunosc din 2012, de când am venit.
Acum trebuie să laud departamentul tehnic și administrativ. În primul rând, administrația a făcut la timp toate actele. Nu e ușor să faci actele, să ai un parteneriat, să ai înțelegeri financiare clare de la cazare, transport, cu fiecare instituție din România invitată. Să alegi cea mai bună cale, cea mai legală, cea mai simplă, cea mai transparentă. Și acolo sunt mai multe drumuri pe care poți să mergi. Trebuie să mergi pe o autostradă, nu pe o cărare neumblată din pădure, în momentul în care alegi o procedură din mai multe variante. Și apoi vine organizarea tehnică. Ne-am organizat în 3 echipe, am folosit colaboratori, departamentul tehnic a știut să acceseze acești colaboratori, au avut o organizare foarte clară, noaptea se demonta un decor, dimineața se monta un alt decor, după care intrau cei care stătuseră și erau odihniți și demontau decorul operei care tocmai s-a jucat, dimineața se monta celălalt decor și așa s-a mers într-o permanentă conlucrare între echipele noastre și tehnicii invitați ai operelor respective, pentru că un decor nu poate fi montat de către angajații Operei Naționale dacă ei nu cunosc cum se asamblează, care sunt semnele de pe scenă, unde poate fi pus, când se scoate, când... Și toată această conlucrare s-a făcut nu spontan. Au existat discuții cu o lună și ceva înainte, în care reprezentanții departamentului nostru tehnic au vorbit cu reprezentanții fiecărei instituții, au înțeles cum se amplasează decorul, au înțeles cine conduce acea operațiune de schimbare a decorului dintre acte. Adică e ceva ce se întâmplă cu viteză în timp real. Și au cerut instituțiile și repetiții? Nu, au cerut doar dimineața. Dimineața spectacolului. Da, da, nu erau propriu-zis repetiții, erau un fel de marcări, un fel de adaptare la spațiu care trebuia să existe, atât din punct de vedere acustic, cât și din punct de vedere a distanțelor. În principiu, scena Operei Naționale e mai mare decât alte scene din țară și atunci ei trebuiau să adapteze atât decorul cât și spațiul de joc. Dar s-a făcut cu foarte mare profesionalism și n-am niciun merit, nici n-am simțit. Știu doar că oamenii au luat legătura între ei cu foarte mult timp și au făcut asta cu pasiune, inclusiv aprobările pentru tiruri. Trebuiau aprobări să intre tirurile în București la o anumită oră. Când vine tirul, unde descarcă, unde încarcă. Vedeți că avem stânga-dreapta două buzunare. Știa foarte clar pe unde se descarcă un decor, unde se amplasează, când se amplasează, când se demontează, când se încarcă în tir, când se eliberează spațiu, când intră celălalt decor. A fost un flux care a funcționat impecabil și eu rămân impresionat în momentul ăsta de calitatea echipei din spatele scenei Operei Naționale. Și asta, de un an și jumătate de când sunt, mi-a fost lăudată în permanență de către toți scenografii care au lucrat aici și de către toți regizorii care au montat. Noua sede festival, Bucharest Opera Festival, am spus-o și am și scris-o și vreau să o repet și în acest interviu de pe pagina de YouTube a revistei Timpul. Ați fost la concurență în această perioadă cu festivalul, cu TIFF-ul de la Cluj și cu Festivalul de Teatru de la Sibiu. Și mie mi se pare că a fost o concurență benefică și mi se pare că ați rezistat concurenței și că cei care au rămas în București, din diferite motive, dar sunt iubitori de operă, chiar au avut ce să vadă în aceste 9 zile de festival. Și dacă veți putea și dacă vor fi fonduri, ar fi bine să continuați. Vreți să continuați? Eu, dacă suntem sănătoși, spun că trebuie să continuăm. Nu există vrem sau nu vrem. Un festival este important abia de la a 30-a ediție în sus. Și vreau să facem cumva să nu mai existe această concurență care, mă rog, nu ne-a afectat, dar mi-e de dorit. Persoanele sunt foarte multe, avem același public și foarte multe persoane de cultură au vrut să meargă la toate aceste festivaluri. Să nu se mai suprapună. Da, să nu se plus, mai suprapună Bucureștiul cu Clujul și cu Sibiu. Da, plus că sunt zone de activitate atingeri artistică diferite, deci nu e o concurență între niște festivaluri de operă sau de teatru. Eu cred ele sunt complementare și bineînțeles Bucharest Opera Festival este un festival mult mai tânăr și care urmează să crească. Tocmai de-aia am de gând ca anul următor să mă documentez foarte bine. Asta a fost o scăpare, nu putem să fim perfecți.
Eu nu sunt, consider că trebuia să mă documentez înainte și să fac în așa fel încât să aleg o perioadă. Am ales perioada în funcție de necesitățile instituțiilor. Ne-a fost comod să ne adunăm atunci, la sfârșit de stagiune, pentru că fiecare își cam încheiase ce avea de jucat, aveam planurile făcute cu toții și a fost o sărbătorire finală, o sărbătoare finală la care s-au adunat toate instituțiile de spectacole cu specific operă din România. Dar dacă mă documentam, trebuia să găsesc o breșă, un loc în care să nu se întâmple nici festivalul de teatru de la Sibiu, nici tiful, deci să fie ceva. Și cred că la anul așa voi face. O să sun înainte, o să văd, pentru că vreau să oferim publicului într-o majoritate covârșitoare șansa de a veni la Festivalul Operelor Naționale. Ați reușit să-l readuceți pe scena Operei Naționale pe Andrei Șerban. A refăcut spectacolul, cumva e o premieră, Don Giovanni, care a deschis Opera Națională București, a deschis Bucharest Opera Festival și a reluat și spectacolul, rearanjându-l un pic, Lucia de la Mermur. Și Andrei Șerban a lăudat în mai multe interviuri, inclusiv în revista Timpul, modul în care Opera Națională București i-a întins mâna după ce au fost 5 ani de tăcere în care n-a avut niciun contact. A fost greu cu Andrei Șerban? Nu, din contră. Din contră, a fost o experiență foarte plăcută pe care dorim să o continuăm. Eu am fost foarte tentat să-i propun că nu știam dacă va accepta sau nu, încă o premieră anul ăsta. Noi o să facem premieră de povestirea lui Hoffman pe 1 octombrie. Și Andrei Șerban are un spectacol, povestirea lui Hoffman, legendar. Și mi-ar fi plăcut să-l facă la București, dar m-am gândit că deja e prea mult să fac al treilea spectacol, chiar dacă de data asta nu mai era o reluare, era o premieră în sine, ar fi fost același lucru după Lucia de la Mermur din ianuarie, după Don Giovanni, din festival și de la sfârșitul stagiunii, să-i propun și deschiderea stagiunii cu Hoffman, deși am fost tare ispitit de subiectul ăsta, cu greu m-am stăpânit să nu-i propun, cu siguranță o să-i propunem în perioada următoare să monteze un alt titlu pe scena Operei Naționale, mai ales că am fost fascinat de Indiile Galante pe care le-a adus de la Iași. Consider că este unul dintre cele mai bune spectacole de operă care s-au montat vreodată în România. Superb, am fost pur și simplu emoționat. Și de aia spun, în momentul în care lucrez cu Cristian Badea, cu Andrei Șerban, cu Silviu Purcărete, care a avut spectacol de început, nu simți nicio greutate, nu știu. Unde poate să fie greutatea? Că îți cere ceva și trebuie să faci, că își dorește ceva, niciodată un asemenea creator nu își dorește în interes propriu. Își dorește în interesul spectacolului, în interesul unui ideal, slujește un ideal artistic. Atunci îl slujim împreună, dacă putem. Puteți să ne spuneți cu ce deschideți stagiunea? Deschidem stagiunea cu povestirile lui Hoffman, cu siguranță asta facem, pentru că avem acest spectacol pregătit deja din punct de vedere muzical. Se discută despre realizarea acestui spectacol la Opera Națională încă din 2019, 2020 mai ales. Este un spectacol propus pe mandatul fostului manager și nu vreau să fac parte dintre cei care aruncă toate ideile din trecut. Adică e un spectacol la care și eu, ca maestru de cor, ca artist al Operei Naționale, am muncit pentru pregătirea lui și vreau să se nască. Da, da, da. Va fi și promenada operei? Promenada operei nu trebuie întreruptă. Ea, cred că, are loc din 2008, neîntrerupt, pe scenă, ca sub forma unui spectacol. Noi anul trecut am făcut și un hub cultural, am făcut o promenadă a operei care a fost mai mult decât spectacolul promenada operei, pe care noi îl dăm în mod tradițional. A fost o lună de activități pe Esplanada Operei Naționale. Vreau să facem asta de la anul, să avem timp să-l pregătim, să avem sponsori. Anul ăsta
nu am mai fi putut face ca anul trecut. Anul trecut s-a putut face pentru că a fost perioada de inactivitate din cauza COVID-ului. Și atunci când am prins un moment de deschidere, am zis ok, hai să jucăm afară, hai să facem ceva dacă tot am stat atâta timp. Acum, după Bucharest Opera Festival și în ideea în care dorim să începem în forță o stagiune, am fi fost depășiți logistic să mai avem încă o lună de aer liber, cum a fost anul trecut. Dar am decis, ca să vă răspund la întrebare mai pe scurt, am decis să aibă loc tradiționalul nostru spectacol, Promenada Operei, un spectacol unde sperăm să avem peste 10.000 de oameni pe Esplanada Operei Naționale și care să însemne întoarcerea noastră la lucru, la servicii. Angajații Operei Naționale se întorc prin acest spectacol, după care încep să repete și să pregătească povestirile lui Hoffmann și stagiunea numărul 1 după cei 100 de ani de istorie ai Operei Naționale. Dumneavoastră ați luat concursul, sunteți director general confirmat, aveți un mandat de 5 ani, a fost greu concursul? Da, am învățat ca în studenție, am învățat până la 4 dimineața. A fost și frumos că mi-am amintit. Ce, ați avut și o probă scrisă? Am avut o probă scrisă, un proiect de management la care am lucrat cu o echipă foarte bună și a fost un proiect foarte bun de care sunt mândru. Dar apoi a fost susținerea orală a proiectului, care a fost la fel de frumoasă și m-a provocat. Am avut o comisie care mi-a pus niște întrebări, mi-au plăcut întrebările și, în general, îmi doream orice tip de întrebare, chiar una care să mă pună în dificultate, pentru că asta, mai târziu, mă făcea să caut soluții. Da. Dumneavoastră ați fost director general interimar din martie 2021 până în iulie 2022. Ați vorbit de stagiunea centenar, am amintit de spectacole, de invitați. Vreau să vă întreb un lucru, da? Apelez la sinceritatea dumneavoastră. În tot acest interval, martie 2021, iulie 2022, până la confirmarea pe post, cât ați fost director general interimar, ați avut vreo clipă senzația că de ce m-am băgat eu în chestia asta? Mai bine stăteam eu pe margine, dirijam corul și mergeam înainte. Ați avut vreo clipă senzația că să vă retrageți, să vă... Nu, niciodată, oricât de greu mi-a fost. Eu sunt foarte lucid. Eu am știut exact în ce intru. Niciodată nu, cum se zice, nu mă zmintesc. Adică știu care sunt greutățile și frumusețile unei activități pe care noi o facem. Și în momentul în care am decis, am știut că urmează un alt tip de viață, că urmează privațiuni, că nu mai pot fi eu, că uneori nu mai pot spune lucrurile în felul în care le spuneam ca un artist, nu mă mai pot comporta la fel de liber și de alintat, nici măcar în nu spun în spațiu public, dar nici măcar în cadrul relației mele de colaborare cu angajații, cu subalternii, cu colegii. Încerc să-mi păstrez o libertate a gândirii, bineînțeles, și a expresiei, de ea nu mai poate fi aceeași ca formă. Rămâne doar fondul. Și că asta, de fapt, îmi displace cel mai mult. Că uneori... Trebuie să îmbraci masca directorului care negociază, care discută cu angajații, care cere seriozitate, punctualitate. Trebuie să îmbraci într-o altă formă totul. Dar este satisfacția implicării. Eu am idei, cred în ceea ce fac și dacă aș fi simțit că cineva ar fi făcut înainte lucrurile într-un fel care să mă facă să mă duc liniștit la muncă și să-mi văd de treaba mea ca artist, atunci nu m-aș fi băgat. Practic, implicarea pe care eu o am și pe care trebuie să o aibă toți ceilalți colegi, pe care trebuie să o aibă mulți factori importanți ai societății românești, este aceea de a face tu ceva bine dacă vezi că lucrurile nu se întâmplă bine. Nu trebuie să fim modești și nu trebuie să fim lași și nu trebuie să fim neimplicați. Îi încurajez pe toți cei care știu că pot să facă
un lucru mai bine decât se întâmplă, îi încurajez să se implice. Îi încurajez să lase criticile și discuțiile de pe margine, să își suflece mâinile și să înceapă să lucreze. Iar intru într-o zonă, să spunem, intimă. Soția dumneavoastră, care este angajată a operei și e mezzosoprană, nu? Fosta, da. Am divorțat în 2018 și este angajată a operei din Iași. Este angajată a operei din Iași. Și acum sunteți căsătorit? Nu. Că voiam să vă întreb, partenera, ce a spus când ați intrat în tot malaxorul acesta birocratic, deci n-a zis nimic. Dacă aș fi avut o parteneră, probabil că n-aș fi intrat în acest malaxor birocratic. Cred că și statutul meu și căutarea mea de a mă regăsi în ceva a contribuit la decizia de a intra în actul managerial. Spuneți-mi, cum a fost cu refugiații ucrainieni? Ați găzduit artiști care au venit din Ucraina? I-ați implicat în anumite spectacole? Și mai ales, cum s-a născut acest spectacol Între două lumi, care s-a jucat în iulie, acum la final de stagiune și după festival? Din nou, a fost un lucru neprogramat, un lucru spontan. Nimeni nu știa că va începe acest război în momentul în care noi am făcut stagiunea, nimeni nu știa că va fi necesar să ajutăm acești copii, că sunt niște copii. Și ei au trebuit implicați într-un mecanism care deja mergea. Balerinii și cântăreții ucraineni nu puteau fi introduși cu ușurință în programele artistice ale Operei Naționale București, care deja existau. Imaginați-vă cu un ansamblu de balet, un corp de balet, dansează un spectacol, să spunem Raimonda, care a avut premieră. Cu greu pot să implici pe cineva, nu contează că e ucrainean sau vine din New York, în ceva ce se repetă de mult timp, e gândit de mult timp. Și atunci noi a trebuit să îi implicăm și în spectacolele Operei Naționale pe cât a fost posibil, pentru că era o chestie de semnificație să-i vezi acolo jucând, dar a trebuit să creăm și proiecte special gândite pentru ei și asta am făcut. Acesta a fost spectacolul Între două lumi. Între timp, numărul lor s-a redus, pentru că foarte mulți dintre ei au plecat spre America, spre Anglia și atunci câțiva balerini români au decis să le ia locul și să se facă acest spectacol, să joace alături de ucraineni. Și iată că din nou un lucru întâmplător, conjunctural, a fost de fapt mai frumos, pentru că am asistat la un spectacol ce a însemnat tocmai această simbioză, comuniune, conlucrare între români și ucraineni și a fost de fapt un spectacol sensibil care și-a dat fix măsura a lucrului pentru care a fost creat, aceea de a ajuta niște oameni. Practic noi am găsit circumstanțele, am creat condițiile de muncă pentru niște copii refugiați pe care voiam să-i plătim, voiam să-i ajutăm, voiam să-i facem să treacă mai ușor peste perioada grea din viața lor. A fost foarte frumos spectacolul și dincolo de ajutorul pe care l-am acordat noi, cei mai mulți din România, când au venit cu bagajele și i-am găzduit și le-am oferit de mâncare și un adăpost, un pat, această creație împreună arată că așa de fapt trebuie să arate normalitatea. Ei trebuie să danseze împreună, și români și ucrainieni, să fie pe scenă, nu neapărat să stea cu frică, gândindu-se că mâine nu vor mai putea să se întoarcă. Și din cauza asta, Între două lumi s-a părut remarcabil ca final de întâlnire, cumva. Da, a fost pur și simplu conjunctural și a fost bine că s-a întâmplat așa. O întâmplare fericită, un spectacol la care și-au dat mâna mai multe forțe, Opera Națională București, Ministerul Culturii, au cântat, am invitat inclusiv cântăreți rezidenți la Opera Națională București, deci nu numai balerini. Am avut o soprană ucraineancă ce și-a invitat fiica și au cântat împreună un duet, mamă, fiică, voce, chitară. A fost un spectacol bine fundamentat din punct de vedere filologic, pentru că a avut și momente de actorie, momente de text. Eu cred că
Este un model și un început pentru alte spectacole de genul ăsta pe care le putem face pentru ucraineni, dar în final, revin la ideea pe care ați exprimat-o și dumneavoastră, arta pe care noi o practicăm, opera și baletul, e un domeniu în care nu contează absolut deloc niciun detaliu ce ține de naționalitate, etnie, religie, alte tipuri de convingeri. Deci se poate practica incluziunea cu foarte mare succes și cred că asta e o parte din misiunea noastră. Câți angajați sunt la operă? 547. Și există vreun secret, mai am două întrebări. Prima întrebare, există vreun secret cum ați reușit să armonizați, pentru că la Opera Națională au fost, trebuie să recunoaștem, în ultimii 10 ani, au fost tensiuni mari, conflicte, contestări, dispute. Cum ați reușit sau cum reușiți să armonizați acești oameni care sunt creatori, dar nu numai, au fiecare gândurile lor, intențiile lor? Cum armonizați? Vă spun simplu. I-am convins că nu consider opera o moșie a mea. Nu e opera mea. Este o instituție a statului român pe care eu o administrez vremelnic. Am administrat-o din postura de interimar, o administrez din postura unui director care a câștigat un concurs și care va avea un mandat de 5 ani, dar care va fi verificat anual și care, dacă nu își face lucrurile așa cum a promis și cum trebuie, poate să fie oricând destituit. Poate, sigur. Și iar ei sunt niște oameni care sunt artiști, au drepturile lor, au aspirațiile lor, au carierele lor. Nu ne jucăm cu viețile, cu destinele oamenilor. Adică eu cred că toate aceste tensiuni se creează în momentul în care oamenii simt că sunt excluși, că nu sunt reprezentați, că nu sunt valorizați, că nu sunt apreciați, ba mai mult că sunt desconsiderați. Și eu cred că ce frumos spuneți aici, cred că aici e de fapt esența conducerii unei instituții. Să fie omul potrivit la locul potrivit, fiecare să facă ce știe mai bine, exact, fără să se uite în grădina celălaltă, și așa cum ați lăudat departamentul tehnic, și în departamentul tehnic trebuie să fie oameni foarte buni, care să fie lăsați să-și facă treaba și pe scenă la fel. Ce frumos spuneți, sunt deci, adevăr. Eu zic că ăsta e secretul. Și n-am avut nicio problemă cu niciun angajat. Și nici nu cred că voi avea, sper că nu voi avea, pentru că până la urmă slujim același interes. Nu cred că cineva are interesul ca lucrurile să meargă prost. Din contră. Trebuie să venim, să cântăm frumos, să avem un trai civilizat, o predictibilitate a vieții și să facem lucruri frumoase pentru public. Să ne încheiem facem așa misiunea. Încheiem așa. Ce vor vedea? Întrebare simplă. Ce vor vedea spectatorii în noua stagiune pe scena Operei Naționale din București? Ce surprize, ce lucruri? Povestirea lui Hoffmann, cu care deschide stagiunea. Lacul Lebedelor, care va fi, avea o premieră undeva pe 19 noiembrie. Dați-mi voie să fac o paranteză. Lacul Lebedelor, produs în festival, adus de la Chișinău, da, a avut sold out, cred că cu 2 săptămâni înainte de spectacol. Și deci am văzut oameni stând în picioare la Lacul Lebedelor. Realmente un spectacol extraordinar. Vă felicit pentru ideea de a aduce și Teatrul de Operă și Balet din Chișinău în acest festival, alături de celelalte instituții de la București, de la Cluj, de la Timișoara, de la Craiova, de la Constanța, de la Iași. Foarte bine. Lacul Lebedelor, extraordinar. N-aveam cum altfel, pentru că sunt frații noștri, sunt, eu îi consider români și nu aveam cum să nu îi includem în acest festival. Pe de altă parte, i-am adus pe o zonă de expertiză, că ei, ne place sau nu, au avut această tradiție a baletului rus în spate ani de zile și stau foarte bine în zona respectivă. Și acum veți să faceți un Lacul Lebedelor și la București. Noi n-am mai avut Lacul Lebedelor de ceva ani la București. Să știți că ăsta a fost și motivul pentru care s-a vândut atât de bine. Publicul n-a mai văzut Lacul Lebedelor de mult timp. Și de-aia sunt convins că și premiera noastră de Lac din noiembrie va fi un mare succes. Iar în decembrie o să avem un târg de Crăciun foarte frumos, vrem să-l facem ca la Viena, în fața operei din Viena, și o să mai avem o premieră surpriză despre care nu vreau să vorbesc până când nu semnăm toate parteneriatele.
Daniel Jinga, director general la Opera Națională din București, invitat la canalul de YouTube al revistei Timpul, un canal cu personalități culturale românești. Am vorbit despre stagiunea centenară a Operei Naționale București. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și interviul fiind înregistrat va putea fi văzut până la începerea stagiunii, în așa fel încât spectatorilor Operei Naționale București să li se facă poftă să vină la spectacole. Mulțumesc, domnule Jinga, și mult succes! Și eu vă mulțumesc!